Ia te uita, gherase. Ce faci, mă, băiatule? Noroc. Al dracului noroc. Dar ce ai, mă, băiatule? N-am. Hai, că n-am. Ce n-ai, măi? Noroc. Ei, cum n-ai noroc, mă? Tu te vaiți. Ai o nevastă frumoasă și gospodină, un copil frumos și deștept. Câștigi destul de bine. Lasă-le pe astea. Eu vorbesc așa, de viață, de întâmplările ei. Nu pricep nimic. Nu vrei să fii mai clar? Ba da. Uite, să vezi ce mi s-a întâmplat azi. Eram în troleibuz. Veneam de la birou. Să vezi și să nu crezi, troleibuzul aproape gol. După ce îmi compostez biletul, mă uit în față, mă uit în spate ca să caut un loc și să stau și eu jos. Exact în acel moment văd pe jos o hârtie nouă-nouță de 5.000 de lei. Dau să mă plec să o iau când... Pardon? Ce pardon? Eu... Păi îmi dați voie. De ce să dau voie? Ce-i adumitale? Păi să zicem. Păi de ce să zicem, vă rog? Era în fața adumitale, dumneata te-ai urcat prin spate. Păi dar nici adumitale nu. Nu, te rog, nu trage de ea, că o rupi. Eu nu trag, dumneata, o ții când vreau eu să o iau. De ce să o iei? Dacă e altcuiva. A cui? În față nu mai e nimeni, dar în spate mai sunt două, trei persoane, deci a mea. O foarte curioasă logică. E a dumitale pentru că în față nu mai e nimeni? Nu, pentru că eu am văzut-o primul. Dă-i drumul. Nu trage, corupt. Și de văzut, eu am văzut-o primul. Când ai văzut-o, dumneata? Poate în ziar, când au prezentat-o cum arată. Ba, pardon, astăzi și aici. De altfel, poate fi și falsă. Păi tocmai dai, lasă-mi eu mie. Dă-i drumul. Nu te rog, o rupi. Te rog. Dacă nu ți-o las, fac un act de caritate. Te poate prinde cu ea falsă și mai ajungi și la poliție. Auzi, uite ce, lasă-mă să fac eu actul ăsta de caritate. Nici gând. Bunătatea mea sufletească nu suferă nicio tranzacție. Tranzacție? Exact. Tranzacție, ai zis? Da. Dar la ce te gândești? Nu cumva la ce mă gândesc și eu, că totuși, bunătatea mea sufletească ar putea suferi o tranzacție. Da, perfect, gata, să zicem așa, 75% eu și 25% dumneata. 75% dumneata? Păi da, pentru că eu am văzut-o primul. Nu? Deci de ce n-ai luat-o, a? Nu, dacă eu am întins primul mână, deci 75%, eu... Nu, să zicem 60%, eu 40%, haide, gata. Ba, 60% eu și dumneavoastră. Nu, hai să o lăsăm moartă, ne ajungem la cap de linie, ne mai întreabă de ce nu ne dăm jos. Jumătate, e bine? 50-50. Perfect. Uite, 2500, e bine? Da, gata, e în regulă, ce mai, hai să ne dăm jos, că stația mea a trecut de mult... Și m-am dat jos și am luat troleibuzul în sens invers. Deci jumă, mi se pare corect. Da, așa s-ar părea. De ce s-ar părea? De ce ești așa de amărât? Nu ești mulțumit cu 2500 de lei? Cum o să fiu, mă? Da, banii ăștia ți-au venit de pomană. S-o crezi tu? Am muncit pe ei și încă o lună întreagă. Cum o lună? Păi... Când am ajuns acasă, mi-am dat seama că hârtia de 5.000 o pierdusem eu. Ei. Tocmai luasem leafă 4 hârtii noi nouțe. Știi, când am scos tichetele, mai bine mă prindea controlorul. Decât din pic mai bine. Usa mă fogă, ulele mama.